Domnilor și domnilor, omul pe umerii căruia stă Antena 1. Ce zic Antena 1? Pe umerii lui stau Antena 1, Antena 2, Antena Play, Euforia. Îl vedeți la Top Chef, îl vedeți la X Factor. O să-l vedeți la Galele Live weekend următor. În curând la o emisiune surpriză. La Zuzul, la asta cu planul înclinat la tot ce e permis. Vine la Neața, ce să zic, e... Acum, el a ieșit de sub Neața, o repara, că-i bate un pivot pe stânga. Dacă n-ar fi el, noi toți am fi niște măscărici, oricum suntem. Doamnelor și domnilor, El Prezidente. Gata, hai, liniște, că am treabă, trag, am azi înregistrări până la 11 noaptea. Hai, salut, hai, salut. Făceam aici intrare, ce avem aici? Dă-mi un ton. Mișcare. Hai. Cu diapazonul? Cu diapazon. Să încercăm? Nu, nu, fără diapazon, că eu știu la ce zici cu diapazon. La diapazon, nu-i așa? Cling. Doamne și domnilor, n-am chef de glume astăzi, Clavia, gura! Tu, zât! Zip it, shrimpy. Azi avem capere, să le mănânce el și cu neamul lui. Măsline, să le mănânce Dani, că-s măsline de alea bune de capră. Roșii, avem roșii. Sos de roșii bulion. Avem... I-a curs de oprișan din nas vineri la meci. Hai de capul meu. Da, hai, toate se combină cu tonul. Ce toate mare smecherie. Toate se combină cu tonul și astăzi o să facem pasta tonno. Pasta tonno, se iau niște pasta, simplu. Se fierb așa, se aruncă tonul, se aruncă astea, flăș, flăș, flăș. Se mermelesc cu niște aia și pui niște ulei de măsline și niște verdeață și gata, fermecătura. Da, punem busul eu cu și gata, chiar dacă mă crezi, chiar dacă nu mă crezi, asta am găsit în weekend. Paste cu ton. Gata, nu mai zic nimic. Pe doar să te măriți. Păi parcă ziceai că n-ai mâncat de vineri. Păi dar cine a zis că am mâncat, am gătit. Așa este, da. Păi cum să mănânc ce gătesc, ca să ne bunim? Taci din gură că nu te mai ia nimeni. Te rog eu frumos, scopul nostru în viață este să mărităm, să scăpăm de tine. Așa, mai ai ceva de adăugat? Nu, ce-am zis? Nu, ai spus totul. Gata, rețeta lui Vădus pe neasa.1.ro. Dani. Mă întrebeam de ce am venit. Dacă... Nu, dar mai un pic și ajungea să-i spună Flavie, stai liniște că nu te ia nimeni pentru ton, toată lumea te ia pentru craci. Măcar! De căsătorii ne căsătorim pentru craci, de divorțat divorțăm din cauza la ton. Hai, că asta ai descris pe... Da, pe... foarte bună. Hai că asta aș scrie-o deasupra de șemineu, nebun. Noroc că n-ai șemineu. Pentru că e luni. Doamnelor și domnilor, astăzi e o scurtă inversare de roluri. Pentru că nu e așa, astăzi am să pregătesc o fermecătură cu ton, cu multă dragoste și un pic de sos de roșii, nu e așa? Anca Martin. Bună dimineața. Imediat o să vă prezint horoscopul. O să încep însă cu o altă zodie care mă interesează pe mine personal. Un Zva di Löwen. Foarte bine, foarte bine. Flavia? Da? Oh, Jean. Maica Domnului. Încep să-l apreciez pe puberul din ce în ce mai mult. Nu mai pot de umăr. Unde-i Dani? Dani? Nu mi-apar gradele și sunt super supărat, așa că am să bag un dans. Hai, pleacă de aici. Pentru că nu ești tu când ți-e foame. Ia uite, a venit harta. A plecat harta. A venit harta. A plecat harta.